Scripturile Sfinte ne spun că în cer Dumnezeu este slăvit în permanență. Citez Apocalipsa 4, versetul 8. Se zice, fără cetare, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era, care este, care vine. N-au vezi, vrednic ești Doamne și Dumnezeu nostru, să vrei slavă, cinste și putere că Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta asta în ființă și a fost făcute. Deci Dumnezeu nu se aduce slavă doar așa, că așa trebuie. E o slavă motivată, pentru că a creat toate și le păstrează pe toate. Dar scrie în capitolul următor 5 că după ce a devenit Mântuitor, Domnul Iisus Hristos primește și El slavă. Vrednic este Mielul alături de Tatăl, care a fost înviat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava și laudă. Și de aceea, peste tot următor, nu apare slava numai pentru Tatăl, apare și pentru Fiul. A celui ce șade pe scaun de domnie și a Mielului, să fie laudă, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Amin. Și dacă am dat slavă Tatălui și Fiului, atunci vă doresc tuturor, nu își începea Apostolul absolut toate epistolele care îi poartă numele. Har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Iisus Hristos. Amin. Că noi ne salutăm cu pace, dar dacă nu era har întâi, nu era de unde să fie pace. Că prin har am intrat în această stare, să avem pace cu Dumnezeu, a lui să fie slava în veci. Am citit din Evanghelia după Luca, unde este prezentată scena Golgotei. Și scrie aici, în câteva versete, în mod repetat, citesc versetul 35, norocul stătea acolo și privea. Era, cred eu, ceva ce n-a mai fost. Cred că în vremea aceea n-a mai fost răstigniri cu atâta lume, cu un așa proces atât de controversat. Apoi scrie peste 48 și tot norodul care venise la priveliștea aceasta. Când a văzut ce le întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care văzuse în Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Deci erau priveliște de pe cele două cruci, din jurul crucilor, mai departe. Ba mai mult, cum zice Apostolul, că am devenit o priveliște pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni. Cred că scena Golgotei era o priveliște pentru întreg universul. Și aș vrea la priveliștea aceasta să privim acum. Amin? Pentru că ceea ce servăm noi astăzi la cină se datorează la ceea ce s-a întâmplat atunci acolo. Mai întâi vreau să observăm că priveliștea aceasta a fost văzută în planul lui Dumnezeu înainte de a fi. În Scriptura, în Cartea Apocalipsei, la capitolul 13, versetul 8, de o carte scrisă de la întemeierea lumii și numită Cartea Vieții Mielului care a fost junghiat. Nu putem crede că a fost cartea scrisă atunci și s-a dat numele mai târziu la carte. Cred că a fost de la început cartea cu nume, numai că a fost pecetuit numele. Pentru că este scris că și apoi pe parcursul istoriei, scrie în Psalmul 40, dar eu citesc doar din Evrei 10, unde este reluat, și amintiți-vă cum se ruga Domnul înainte de priveliște asta, în Ghețimani, înainte de Golgota, referitor la voia Domnului, Evrei 10, de la versetul 10. Și prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. Sau dacă vreți să vă fie mai clar, gândiți-vă și la scena de pe Muntele Moria, când a fost jertfit Isaac.
Deci cartea din Antemiile a Lui, cererea Lui Dumnezeu pentru Avram de a relinfa această imagine, cele profețite, toate ne dovedesc că scena Golgotei a fost pregătită de Dumnezeu din veșnicii. Lui toate sunt cunoscute, exact așa spuneau apostolii, Fapte 15:18, că toate sunt cunoscute din veșnicii. Oricum putea să nu fie cunoscut acest măreț eveniment, jertfirea Fiului Lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus și-a văzut ce era înainte. El știa pentru ce a venit. Dar pentru toți ceilalți oameni, și chiar pentru îngeri, a fost o taină ce a adus uimire. Și unii s-au poziționat pozitiv, alții negativ față de această scenă. Această scenă văzută din veșnicia trecută va rămâne pentru veșnicia viitoare. Se vor uita toate de pe acest om. Spune Isaia 65 că nici nu le vor mai veni în minte. Unde am pătimit noi, e bine că se uită. Unde am păcătuit sau ce s-a mai întâmplat pe acest pământ, imperii care au fost, totul se va pierde. Dar priveniștea asta va rămâne. Spune Scriptura, vede Ioan în Cartea Apocalipsă, în capitolul 5. Acolo, în cer, spune versetul 6, a văzut un miel, se vedea că a fost jumbiat. Și am citit la început că se va cânta. Vrednic este mielul care a fost jumbiat. Amin. Da? Mărit să fie Domnul. Amin. Pentru ce s-a întâmplat la Corodona. N-ar putea să șteargă veșnicia viitoare imaginea asta, pentru că acesta e prețul, motivul pentru care suntem acceptați în Împărăția Dumnezeu, cum scrie aici în Vestul Nou. Vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost jungheat și ai răscumpărat și ai făcut o împărăție. Mărit să fie Domnul. Amin. De asemenea, vreau să vă arăt că scena asta a Golgotei are în imaginea demonului. Ei au o amintire neplăcută de atunci. În Scriptura la Coloseni, la capitolul 2, citesc cuvintele Apostolului de la versetul 15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Să ne amintim, scrie în Ioana, spune Domnul Iisus că acolo la cruce a venit diavolul și n-a venit singur cu tot domniile și stăpânirile astea. Și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Slavă Domnului! Spunea fratele Gustu de la Mureș, pe care a fost mesaj și dat în iau. Oameni, tot mă tare nu vedea diavolul. Au și eu probleme de sănătate și parcă l-aștepta sistematic în fiecare zi când ieșea de la serviciu și spunea tu o să mor, rămâne la asta în tânără, poate copiii mici, pe tine Dumnezeu te ajută și ce se pricepe diavolul să spună? Frate, de era silă, am întâlnit personal, când ajungeam la un punct, dădeam jos cu mijlocul de transport în comun, parcă m-a așteptat de acolo ca acolo și mă însoțea până acasă, ca și pe când ajung acasă, nu plouat bine. Așa azi, așa mâine, până când într-o zi, mi-a venit un gând salvator. Și i-a spus, diavole, tu-ți mă amintești ce ai pățit acum 2000 de ani la cruce? Știi că Domnul te-a învins? Fratele, nu știu, l-am gemit rău în ziua aia mare. Nu s-o mă arăta. Dar pentru demon și cine a Golgotei, e îngrozitorul. Cum nu vor să-și amintească francezii de oată, numai englezii, că ei au biruit. Așa e realitatea lumea spirituală. Pentru noi este o măreață lucrare. Domnul a biruit nu pentru El, a biruit pentru noi. E normal să apreciem suferința de Domnul. Dar Domnul este cel mai măreț nu prin ceea ce a suferit fizic, ci prin biruința spirituală prin care a învins toți demonii și toate ispitele. Pus
martirie, tra quei modi ho sentito la croce. Uomini hanno sofferto molto, sono in tortura di lunga durata. Ma la fosse mia, sono vinto da ogni spirito. Non hai donno la fosse spirito, da un po' di febbre su una scrittura, dal fare la cavolo di lui. Ma lì, se ti è dato, non mi nomino. Ti accia, rivedi, stia con voi di questa vedo che questa catastrofa non è pagata con morte e scutoccia ormai. Lo grande tempo non porta via. In tre bini e scirò, in tre bini e scirò, in tre bini e scirò, in tre bini vittoria, sulla vita, se figlio d'oro. E a Cia scrive in Colossè, capitolo 2, che penso c'è San Templata, quello, lo spio vittor, c'è in faccia morce, abbiamo imputato gli spiriti, poteva scuole che noi noi cavalli, tanto non l'ha ascoltato, non che si ma, o ci dice l'opera, sì. Ma fosse una spirito, come mai ero? Sofferenze e felici. Ma era una massa, ne credete. Ci ho scritto più demoni, ci sono ascoltato un nuovo di spirito quotidiano. Questi sono gli spiriti a livello di tutto, ma è potente che succede a livello di tutto. Darle a Pirui per tua fede. Di resti Pirui intorno, ci va finché un altro muro di coloni che non ancora pesce. Le merite sulla vita, sulla vita. Da, all'età come se ne appropriano noi, per i veri fiaci, a stessi che gli uomini non trovi scorsi, se vuoi da quello fotografia, vedere, sono un sciacco che hanno una fotografia, da che fosse vado a scrivere, c'è il vero, che stai consegnato a quello, non mi chiaro sciacco fotografia, non vedo, se vedo fotografia, sa come vedere a Gia. C'è anche il mio gemato in casa, se tu c'è vedere a sta con noi. Sponia l'Apostolo Padre 1 Corinzi, capitolo 2, versetto 2, che non ama tutti i se scrivono tra voi al cevallo. Non è tutto il che può vedere, ma c'era ogni Corinzi, non fu colposa la Padre, se non scu, o la casa, che ti ho salvato. Altro Gesù, quel Padre lì, ha rinnovato, c'è mediacma fisica, o fu colposa la Apollo, la Petro, spus, non ma, da voluto di noi a fosse scrivito. N-am avut de gând să știu întreba ceva decât pe Iisus Hristos și pe El a stignit. Unii au rămas cu fiind sub crucea. Nu știu, poza crucii să rămână. Cu imaginea asta a răstignirii și să o purtăm cu noi. Să nu uităm, dar în mod deosebit astăzi. Cred că asta așteaptă Domnul de la noi la cina Domnului. Să privim profund la scena aceasta. La ce s-a întâmplat? Foarte dacă privim profund la scena aceasta, atunci cum zice poetul, aici nu e vinovată, nici șarpele acuzat mereu, oglinda crucii ne arată că devenim la judecată, erai și tu, eram și eu. Dar glorie și osanale să fie aduse aici în origine și la toți în cale și vina mea și a Dumnezeu e la luată asupra lui. A trebuit chiar să moară și să ne scape din infern, iar viața aceasta care zboară și în țărâm ne coboară, când va veni a doua oară, să o prelungească de teren. O, până avem multe, n-avem grai, n-avem cuvinte suficiente, spre mulțumim în orice moment de acest măreț eveniment. Vreți să plecăm acasă numai cu scena răstignirii lui sau facem și noi o poză acolo? Că la Luca de unde am citit scrie așa, capitolul 23, citesc versetul 33. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau amoriți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul cu mitcăpățâna și noi am ajuns acum, ne-am dus toți cu gândul ca acolo, l-au răstignit acolo, el este deja răstignit. Pe el și pe făcătorii de rele. Să nu credeți că a fost o întâmplare când a fost răstignit Domnul singur. Toate sunt numite la Dumnezeu. N-a fost o întâmplare că unul s-a recunoscut și celălalt a bat și a
este o rușine care pregăște toată umanitatea. Crucea împarte omenirea. Unii se poziționează de o parte și alții de altă. Și când mergem astăzi cu vederea asta acasă, să nu spunem, uite, întreabă ceilalți, că nu poate că unul a putut să vină, că așa e situația din familie, ce s-a predicat astăzi? Păi, s-a arătat o imagine. Și cine era? Domnul Iisus cu doi tău. Îmi place textul de aici, cu doi făcători de rele, că mă rog, nu suntem, nu știu spun, la să-l fărăi, tălhar, scoateni, s-a dar făcători de rele, care n-a făcut rele de când era încă mic. Și apoi vorbe rele și câte alte rele. Și se spune, am fost la Golgota și mi-am făcut poză cu tălharul. Pentru că noi orice am suferit, dar nu e drept. Și să nu spună cineva că nu e drept. Că la Dumnezeu plată păcatului este moarte. Așa că orice, orice ai pățit, e mai ușor decât moartea, nu? Și dacă mureai tot dreptele. Numai că înainte de a muri, noi am avut harul să privim spre scena asta și să rugăm pe Domnul adu-ți aminte de noi când vei veni în împărăția ta. Dar pentru că noi nu murim doar în momentul acela ca tălharul, noi urmează să mai trăim. Cum vom trăi? Pavel a avut și el scena asta. Când i-a spus Domnul Iisus, scrie în fapte, în capitolul 9, eu sunt Iisus. Ei, cum s-a dus el cu Domnul acolo? Și de aceea le-a spus și lui eu, asta vreau să știu între noi. Și spune acum despre sine, vă citesc de la Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Dar cum? Că noi știm că a fost răstignit numai doi făcători de rele. Domnul Pavel a rămas acolo. N-a mai plecat. Știți? Scena aceea din Ioan 8, că au dus o femeie la Domnul. De asta trebuie omorât. La cruce cu ea și pusă pe cruce. Și Domnul a zis, da, iar trebuie pusă pe cruce. Și apoi întreabă, dar voi? Predicăm alte cruce pentru voi? Și ăștia au fugit repede, nu cumva să pune alte cruce pentru ei. Că toți trebuie cruce. Pavel a rămas acolo și a zis, citez în continuare, eu nu mai trăiesc. Și Hristos trăiește în mine. Doamne, ce înseamnă asta? În primul rând, ce spunea Corinteni? Să ai imaginea asta, să te gândești la ea. Să nu pierzi vederea asta niciodată. Spune în aceeași epistolă, Galaten 6, versetul 14. În ce mă privește pe mine, o de-a putea spune și mai asta. Departe de mine când o să mă laud cu altceva. Și știți, cu ceva cu ce te lauzi, tot mereu pomenești, nu? Decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine. Spuneți-mi, rog, un om pe cruce mai are ceva cu lumea, mai poate să ia ceva din lume? Nu mai poate să pășească, nu mai poate să prindă lumea, totul e bătut acolo. Cei ce sunt al Iisus Hristos și-au răstignit? Firea pământească împreună cu patimele și toate de ei a rămas la cruce. Da, noi ca oameni avem tendința să-i socotim vinovați pe alții și am fi stare să dăm sentințe grele, ca Iuda pentru Tamar, ca David, dar pentru cine? David a scris Psalmul 51 în loc să ceară mai departe Sfântul. Și Tamar, când a auzit, a zis, ea e mai vinovată, a zis să fie arsă. Corect, ar fi fost să spună să ne ardă pe amândoi. Nu să scape. Să scape ea ca să scap și eu.
la cineva noastră, pentru că Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său, a dat pentru noi. Dar măcar imaginea asta să rămână și să stăm și noi acolo, privind la crucea Lui, uitând, pierzând din vedere lumea asta, să nu ne mancă poftă, oră, poftă, a fiilor de roșia vieții. De ce stăm? Cu crucea Domnului Iisus. Lumea de acum, un guloi, spune Paul. Ce are valoare lumea asta? Mă uitam recent peste niște... Era cineva, m-a trimis niște cântări înregistrate cu video, în 20-30 de ani și mă uitam de pe ăsta, mai cunosc, pe ăsta nu cunosc. Și știți, zice Pavel, de adevărata viață și m-am gândit asta. Nu e adevărata viață, mă, că a fost tânăr și nu e mai tânăr. Dacă era adevărata viață, rămânea. Uite că totul se duce, totul pierde. La ce să ne uităm? Îmi zice, mă, voi să privim acum spre slava lui care e trecătoare, să mai satisfacem trupul ăsta cu dorințele imordale, dacă omul de afară trece, mă, de locul ne întristăm. Prin necas, prin bucurie, pe Iisus îl așteptăm. Filipeni 3, el va schimba trupul stării noastre smerite și va face asemenea trupul slavei sale și toate astea se datorează orgutei. De aceea astăzi să ne amintim, dar mâine să nu uităm că trebuie lumea să fie răstignită față de noi și noi față de lume. În primul rând față de eu, ăsta e marele pericol în fiecare dintre noi. Și apoi, lumea din jur și toate celelalte ispitiri, Doamne, îndură-te. Domnul Iisus Hristos trebuie să fie, cum era la Pavel, zice el aici în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii, Dumnezeu, spune El, m-a trimis nu să botez, ci să promovez versetul 17. Mie mi-a făcut o observație, un bătrân, mai cu ani în urmă, a predicat ceva din Vechiul Testament și a zis, toată Scriptura e de folos, dar pe cât poți să nu fie predică în care să nu-L amintești pe Domnul Iisus. Și în mod deosebit să fie subiectul predicilor noastre. Să fie subiectul cântărilor noastre, cum se cântă și în cer, o cântare nouă. Să fie subiectul relatărilor noastre, a vederilor acelea pe care vă spuneam, în care să fim și noi. Că, știți, ne amintim noi de, nu știu cine din istoria noastră, spune noi că suntem români, da, cel mai bine îți amintește ceva la ce ai fost și tu părtaș. Și spune Apostolul Pavel, cel care a zis, eu am fost răstignit în Domnul Hristos și trebuie acum din Romani, în capitolul 6, de la versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel că să nu mai fie robe păcatului. În mod normal, nu vin în acina Domnului cei care au păcătuit și nu și-au rezolvat problema. Și este normal să fie, adică este un rezultat logic să fie așa, dar nu e normal, adică nu e bine. Pentru că nu-ți poți aminti de jertfa Lui pentru păcat și să trăiești în păcat. Spune în Evrei 6 că asta ar însemna să-L răstignim a doua oară. Știți când ajung oamenii să răstignească pe Fiul Dumnezeu a doua oară? Când nu rămâne răstigniți în El prima dată. Că dacă am rămâne acolo, privind tot timpul, pentru noi este drept. Noi suntem vinovați. El n-a făcut niciun rău. Stă acolo pentru mine. Și scrie Apostolul Pavel, citesc aici în Roman, din capitolul 5, versetul 6, căci pe când nu eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a numit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu al lui cineva, dar pentru binefăcătorul s-ar putea să lucrească cineva să moară, dar Dumnezeu fără dragostea față de noi, prin faptul că pe când eram noi încă, Hristos l-a prit
pentru noi. Și doar noi să gândim așa pentru noi. Totuși asta ne dă un sentiment de frățietate, de comuniune, dar foarte important să gândim la nivel de individ. Zice Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. O, adevărat și cu totul vrem de privit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcători, dintre care cel de tâi sunt eu. Adică, Doamne, crucea mea vreau să fie prima lângă crucea ta, că eu stă la cel mai mare. Se privește că a venit pentru tine. Că numele tău este scris în cartea mielului care a fost jungheat. Am citit undeva despre un om care avea întrebări dacă este iertat pentru că s-o păpea că are o vinovăție mare. Și asta a frământat și diavolul uneori apasă cu asta. Că diavolul la unii îi pune să-și uite păcatul, la alții să le spună că sunt prea păcătoși, la alții să-i facă să se sperie că nu sunt iertați. Și a visat într-o noapte a venit cu dosarul la Domnul și era un dosar destul de gros. Și era rând cu alții. Își prezentau dosarul că trebuie să venim înainte Domnului cu viața noastră. Și picura așa, cât un strop de dimensiune direct proporțională cu mărimea grosimea dosarului. Și a văzut un pic mai mic, mai mare, a lui s-a părut și cel mai gros. Pe cap un strop mai mare, da, culmea, a fost pe omul cu dosar mai gros și Doamne, păcătos a fost în ăsta, ce-o fi făcut? Și se spune că a visat pe Domnul a zis, eu am uitat, cine nu-și mă aduce aminte, dar mi-a lăsat să ne aducem aminte noi. El nu-și mă aduce aminte, dar noi l-avem în sânta noastră. Nu să ne mă amintim ce păcate am avut sau să ne gândim că n-am fost iertați, dar să ne amintim că El ne-a mântuit acolo. Și să ne punem, zicem noi, deși nu scrie, depinde cu Teu, când spui că orice sau de la cruce, dacă a fost pe dreapta, pe dreapta, depinde, te uite. Dar în mod simbolic de-a dreapta a fost. Că Domnul spune, va pune oile la dreapta. De fapt, nu Domnul ne așează la dreapta, noi ne așezăm la dreapta. Am auzit recent o descoperire cu fratele Sorin Topan. Evreiele ar ei. Spunea Domnul, voie va venea. În mijlocul în partea care trebuie să rămânem alineați. E partea dreaptă a crucii. Să nu pierdem din imagine niciodată ce s-a întâmplat acolo. Acest eveniment să fie subiectul favorit al ridicii noastre, al cântării noastre. Și închei cu ce scrie în Filipeni, capitolul 2, că mai este, cum zice Corvota, mai este un subiect favorit. Și pentru ce? Scrie aici. Versetul 8, s-a smerit, s-a putut ascultat până la moarte, pe moarte de cruci, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că numele trebuie să plece orice rugăciune din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slavă de Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. După Golgota, Domnul poartă un nume nou. Și după scena Golgotei se aduc laudele la adresa lui Dumnezeu. Orice limbă ce spune asta. Și noi să spunem tuturor și să ne bucurăm de ce a făcut Domnul pentru noi. Acea privire este văzută din veșnicia viitoare, ce nu va fi ștearsă din veșnicia trecută, ce nu va fi ștearsă din veșnicia viitoare. Acea privire este neplăcută pentru demon. Acea privire este care a fost în favorul nostru. Acea privire este care trebuie să fie, să ne conțină și pe noi acolo.
Privește acolo din nu-i întreagă, dacă nu-i și crucea mea, crucea Domnului. Prin care să înțeleg că eu am viață prin răspignirea Lui, dar să înțeleg că nu pot păstra viața decât și prin, numai și prin răspignirea mea. Acolo a murit Domnul și acolo a murit El. O, fie cum spune Colosenii 3, să rămână viața noastră ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ascunsă de la cruce și desfăluită în ziua aceea, când vom lăuda pe Domnul cu cei din cerul de pământ, va fi binecuvântată cântare, când nu va lipsi nimeni de la acea cântare, dintre cei ce au drept să cânte despre Golgota mărit, să fie Domnul. Amin.